inspector general pentru învățământ al bietului Cluj. Preacucernice părinte decan, preacucernice părinte inspector, domnilor și doamnelor inspectori, preacucernici părinți profesori, doamnelor și domnilor profesori și dragi elevi, întotdeauna începutul anului școlar vine cu duioșia lui, cu frumusețea lui. Și cei ce au reușit să dea clar sentimentele ce i-au cuprins când se apropia începerea școlii, au făcut-o foarte frumos. Și vă aduc aminte numai de un nume sonor. E vorba de Octavian Gogol. Multă nostalgie își aducea aminte când pleca de acasă la școală. Și așa cum toți oamenii serioși ai neamului concepeau învățătura, nu puteau omite nici natura religioasă, pe lângă cea formativă. Și în versuri foarte simțite din poezia casa noastră, Octavian Lunga zice așa, și parcă un pocnet de și glas tăluitor de slugă. Răsare mama-n colțul șurii, așează încet pe linghea-n rugă. Înduioșată mă sărută, pe părul meu bălai pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Așadar, pe lângă faptul că ne sedim la învățătură, zice Tatăl nostru seara, adică să avem o preocupare și de formarea noastră religioasă. Știm cu toții că în anul școlar care s-a încheiat, s-a dus o adevărată bătălie pentru ora de religie. Și până la urmă, a biruit ceea ce e frumos și bun. Și îi felicităm pe părinții dumneavoastră, Inspectoratul General Școlar și pe toți cei ce s-au implicat în susținerea orei de religie ca trebuitoare în planul de bun. Acum nimic nu-i nou sub soare. În perioada interbelică, Vasile Băncilă, un mare pedagog, era nevoit să sublinieze cât de importantă este religia în formarea noastră. Și întâi de toate, zice el că întâia datorie din punct de vedere profesional e crezi în oblegea profesiei tale și să-i te dăruiești cu tot sufletul. Dar, în al doilea rând, dacă cumva nu este primul, educația religioasă este o adevărată grație a lui Dumnezeu. Și să și explica de ce dorea el, Vasile Băncilă, omul acesta minunat care și-a desăvârșit studiile la Paris. Și cum se explică el? Unul din fundamentele educației, mai ales în școala primară, este învățământul religios. Sub acest raport, necesitatea formării religioase
a elevilor, dar și a dascălilor. E mai mult decât elocventă. Copilul trebuie să învețe religie. Aceasta e datoria capitală față de sufletul lui și față de sufletul adultului care va fi mâine. O grozavă încălcare a drepturilor ființei omenești este din partea acelora care ar vrea să înlătură religia de școala primară. Să zicem că liberi sunt adulții să creadă ce vor, dar n-au dreptul să distrugă în copil posibilitatea de a trăi acum și mai târziu religios. Aceasta e o tiranie care le întrece pe toate celelalte. Trebuie să îi se dea copilului posibilitatea să hotărască mai târziu ce atitudine va avea față de Dumnezeu, dacă e vorba să discutăm în logica libertății. Dar tocmai aici e punctul cel mai interesant. Vorbind în general, un copil ce a primit educație religioasă poate deveni mai târziu necredincios. Dar unul care n-a primit educație religioasă nu mai poate deveni la vârsta matură un om religios. Numai în cazul excepțional. Logica lui Vasile Băncilă este imbatabilă și atunci, încă o dată, felicitări pentru părinții dumneavoastră, chiar pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru cei ce au putut hotărâ și au lucrat pentru menținerea religiei în școala noastră. Și astăzi le vom da la cei ce reprezintă o bătălie câștigată, războiul încă nu s-a terminat, dar o bătălie câștigată, pe cei ce sunt acei, îi vom felicita. Și inspectoratul pentru învățământ și asociațiile de părinți care au fost minunate. Vedeți, procentul a fost grozav. 97% dintre părinții țării doresc ca să face dumneavoastră religie în școală. Părinte consilier, să-i subliniem pe cei mai importanți.